Damen und Herren, ich selbst bin Entrepreneur. Ich habe mein Unternehmen seit 2007 und ich darf Ihnen versichern, diese 6 Punkte haben mich nicht nur am Anfang beschäftigt, sondern sie beschäftigen mich nach wie vor tagtäglich. Acum o să trec la cele 6 puncte pe care vă rog să le rețineți și să le și să reflectați la ele, pentru că eu sunt întreprinzătoare din 2007 și în prezent mă lupt și mă bat cu ele în activitatea mea de zi cu zi. Das erste ist, meine Damen und Herren, Geschäftsidee. Primul punct este cel legat de ideea de afaceri. Jetzt werden Sie sagen, naja, ich weiß ja, was ich machen will. Das ist schon klar. Darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, dass Sie genau wissen müssen, was an Ihrer Geschäftsidee denn bitteschön das Besondere ist. O să spuneți în gândul dumneavoastră, ei bine, dar știu ce ideea de afacere am, este totul așa de clar și de simplu. Dar nu este exact cum spuneți, pentru că va trebui să explicați pentru dumneavoastră și vă și ceilalți foarte clar ce e așa de special în ideea dumneavoastră de afacere. Denn bedenken Sie bitte, das Produkt, was Sie verkaufen möchten, oder die Dienstleistung, die gibt es schon, und zwar tausendfach. Pentru că, gândiți-vă doar la simplul fapt că produsul sau serviciul pe care doriți să-l lansați de pe piață există deja inventat de alții, și anume la ordinul de 1002. Und irgendwann müssen Sie den Kunden erklären, warum Sie nur ausgerechnet Ihr Produkt kaufen sollen und nicht das Produkt der Konkurrenz. Și gândiți-vă cum ați face clientul să cumpere exact de la dumneavoastră și nu de la competiție. Sie dürfen mir glauben, es ist nicht wirklich einfach, selbst zu wissen, was das Besondere ist. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und versuchen Sie das aufzuschreiben, dann werden Sie merken, dass das nicht ganz einfach ist. Vă sugerez să luați și pentru acest lucru o bucată de hârtie și un creion și să notați pe hârtie ce vi se pare particular și deosebit și avantajos pentru produsul sau serviciul dumneavoastră. Vă veți da seama că este foarte greu.